întrebarea de astăzi. Sunteți de acord ca tinerii să locuiască împreună înainte de căsătorie? Da sau nu? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe știrile dimineții Antena 3 CNN. Între timp, vedem și ce ne-au spus românii pe care i-am întrebat deja. Sunteți de acord ca tinerii să locuiască împreună înainte de căsătorie, cum vi se pare? Nu prea. De ce cauză? Poate sunt mai tradițională eu. Nu-mi place nici ideea de concubinaj. Fiecare are o alegere de făcut și din punctul meu de vedere cred că religia n-ar trebui să se mai bage așa de mult în viața noastră personală, zic. Nu ar fi normal să locuiască împreună. Da, eu sunt de acord. Da, ce eu. Motive? Din motive că să se cunoască mai bine, din motive că am și experiență, am un băiat de 25 de ani care trăiește în partea cealaltă cu iubita lui, au făcut și copil și cred că nu s-au cunoscut suficient. Trebuie să se cunoască cu adevărat ca să se vadă dacă și fiecare dintre parteneri se respectă unul pe celălalt, în primul rând respectul, iubirea, înțelegerea, dar respectul trebuie să existe. Dacă nu se respectă, poți să stea împreună, pe care să plece fiecare în lumea lui. Păi acum, da, că e modern, înainte nu era. Nu se putea așa ceva, dar nu era moral. Acum, cam așa se practică, da? Nu pierde timpul după moară. Da. La ce să mă căsătoresc după aia, dacă nu se înțeleg? Sunteți de acord ca tinerii să locuiască împreună înainte de căsătorie? E bine ca să facă probă. Nu le convine? Ușa ta și casa mea, depinde a cui e casa, și mai bine așa. Nu mai e o rușine, nu mai e nimic, totul cum vrea inima lor. Sunt de acord pentru probă, se zice, mai modern. Pe vremea mea, acum 50 ceva de ani, cât am eu de căsătorie cu soția mea, nu se făceau asemenea probe. Anticipat. Erau probele care erau la ordinea zilei, după ce ne cununam. Asta este dovada că o iubesc încă și le duc acum soției mele, pentru care o vârstă și e puțin ca bun.